Pentru o viață sustenabilă, respectă această regulă de bun simț. Alege să mergi pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori ai ocazia. Parte din stilul de viață responsabil este să nu consumi resurse naturale atunci când ai alternativă. Mersul pe jos nu e numai o formă de exercițiu fizic necesară pentru sănătatea ta personală, dar este un exercițiu de sustenabilitate necesar pentru sănătatea planetei. Pentru o viață sustenabilă, respectă această regulă de bun simț. Ia zi, cum te simți la noi? Îți place? Da. Da? Da, tu ți-ai dorit să vii aici? Da. De ce? Îmi plăcea foarte mult să vorbesc. Îți place să vorbești? Da. Cum arată o zi din viața ta? De dimineață până seara, ce faci? Te rog să-mi povestești. Seara... Ai început cu seara? Nu. Păi începe cu dimineața? Sau o luăm invers? Dimineața m-a trezit. Facem încă lapte cu cealare. Ce-i asta? Lapte cu cealare. Am înțeles ce ai zis, da. După aceea am mâncat, mă ducem să mă spăl pe dinți, pe față, pe mâini și după aceea mă ducem la o party să mă pregătesc de plecare. De seara mă pregăteam de culcare, da. Faceam dormiți și... Asta a fost. Tu când o să fii mare, o să fii ce? O să fiu prințesa adormită. Prințesa adormită vrei să fii? Da. Ăsta ar fi locul de muncă în pădure sau unde? Nu în pădure, la într-o unde? Casă. A, și să dormi toată ziua, practic, că dacă asta e slujba, asta... Îți place să dormi, nu? Da. Uite, nu e ideea rea de slujbă, da. Să dormi pentru o cauză. Ce animale îți plac? Mie îmi place pisica și cățel. Bun, și cățelul tău? Eu nu am cățel. Păi da, dar e momentul să-l ai. E moment. Nu-ți dorești un cățel? Ba da. Dar ai la țară cățel? Da. În ce țară? O țară. Acolo trăiește el. Bunicile, oricum. Acolo stau bunicii tăi? Da. Dar tu de unde ești? Eu de unde sunt? Da. Eu m-am născut, nu trebuie să... Eu nu am fost niciodată undeva. Așa. Da, oricum... Eu am și cățel și pisică, nu mai ai cățel. Dar de când a apărut cățelul ăsta? Că parcă mai devreme nu era. Cum îl cheamă? Îl cheamă Azorică. În sfârșit aud și eu un cățel pe care îl cheamă Azorel. Așa. Continuă cu cățelul și cu pisica și cu țara și cu cantoanele. Zi. Da, oricum. Pisica mea îl cheamă Mițu, e băiat. Și el oricum se bată cu cățelul meu, Azorică. Așa e obiceiul, practic e programul lor zilnic. Și cine câștigă? Dar tu de unde îți dai seama că el, pisicul, e pisic? Are un glas mai gros, așa? Nu. Are mai slab. Cățelul are. Are mai slab glasul, pisicul? Mm-hmm. Ce drăguț. Da. Da, stau acolo pe scurt și îi mânghiu așa. Azorică vine mereu lângă mine și mă pufușenie așa. Te pufușenie? Da. Da. Și ce animale mai sunt în afară de pisică și cățelușa asta? De fapt, mai am cățel. Îl cheamă Samate. Cum îl cheamă pe cățel? Stamate. Nu Stamate? Stamate. Mă rog, cum zici tu, așa-l cheamă pe cățel. De unde vine? Cine i-a dat numele ăsta? Nu știu, că n-am știut niciodată din când. Am fost la... Și cum îl chemi când îl strigi? Azurică. Samante.
Dar în ce oraș stai? Că am uitat să te întreb eu. Ți-am zis că nu sunt de nicăieri. M-am născut abia. Abia te-ai născut, e adevărat. Dar de câți ani te-ai născut? Mai întâi am făcut un an, doi ani. Și pe aceea am făcut 5 ani. 5 ani. Dar tu când te-ai născut? Acum cât timp? În 3 luni. Așa se nască pe veluși. A, în 3 luni. Te-ai mișcat rapid. Da. Bravo. Da. Bun. Dar înainte să te naști, unde ai fost? Am fost la un doctor în sportier. Mai știu că nu am așa. Și oricum avem ispovedirea și pe aceea am luat ochii că m-am făcut fată mare înainte. Da. Și mami ce făcea înainte să te naști? Aștepta să nască pe mine. Era închisă pe un dolar așa, stai cu mult. Așa. Aha. Da, și înainte de acea zi fericită, cu 2 ani înainte, tot aștepta momentul nașterii. Da. Da. Și după ce te-ai născut? M-am făcut mare. Bravo. Și tu vrei să ai, când o să fii mare, câți copii vrei să ai? Nu atât. Unu? De ce? Păi nu-mi place că ei fac mereu prostii. Dar tu ești cu minte, nu faci nici o prostioară. Puține sunt cu minte, cam așa. Tu cu cine o să te măriți când o să fii mare? Nu o să mărit cu nimeni, oricum nu-mi place să mare. Dar îți place de vreun băiat, de vreun cântăreț, de vreun ceva? Mie îmi place de o cântăreț. Cum o cheamă? Rofanzen. Rofanzen? Da. Și ea cu ce se ocupă? Ce face? Ea cântă mereu la geamuri, în timp ce castelul e vrăjitoare. Cred că caută să cumpere fier și asta. Nu! Nu? Da, vreun băiat cântăreț îți place? Da. Cine? Un băiat. Cum îl cheamă? Îl cheamă Smiley. Oricum, așa e el. Bine, tu să știi că Smiley se uită la emisiunea noastră și poți să-i trimiți un mesaj. Nu se uite la tine. Dar nu există. Bă, există? Da. Vrei să vezi că o să îți trimiți și din partea lui un mesaj, dacă tu îi trimiți acum, și o să-ți trimit un mesaj ție. Vrei? Da. Bine, dar trebuie să-i trimiți și lui un mesaj acum, lui Smiley. Spune-i ceva. Spune-i că-ți place de el. Dar nu oricum, nu trebuie să... Se urează-i succes în carieră, în concerte. Spune-i ceva. Dar nu există. Ce nu există, dragă? Smiley. Bine, o să-i transmitem, dar uite, eu îți promit că o să primești un mesaj din partea lui ca să vezi că există. Da, va fi. Bine, am înțeles asta. Demăritat, până la urmă, dacă vrei un copil, trebuie să te măriți, nu? Da. Da. Cu cine? Un băiat pe care ți-am zis, Smiley. A, deci te măriți cu el. Pe asta zic. Trebuie să știi și acest lucru. Bun, draga mea, ești foarte drăguță, foarte frumoasă. Am înțeles care sunt gândurile tale și de trecut și de viitor și mă bucur că ne-am întâlnit. Italia? Anglia? Australia? Din 20 de țări. Croația, Grecia. Turcia e pe jumătate în Europa. România, desigur. Oare o fi Polonia acolo? Slovacia, Ungaria, San Marino. Din Moldova. Turcia și Bulgaria. Din România, Grecia, cred. Bulgaria, Italia. Statele Unite, Franța. Din România,
Moldova, Ucraina și puțin din Rusia. România e în Europa. Moldova, Transilvania și Europa, parcă. A, nu. Moldova, România, Ucraina. Știu din România. Moldova. Rusia, Bulgaria, România. Păi și cam atât, știu, trei. Bine ați venit la dezbaterea secolului. Astăzi vom discuta împreună cu Luna și cu Rareș. Așa. Despre monogamie și despre poligamie. Pentru că aud deseori aici în emisiunea noastră, aud copii care spun că au mai multe iubite. Sau băieți, sau fete, aud spunând același lucru. Și vreau să înțeleg cum e corect, cum e mai bine. Ba, chiar am întâlnit un tânăr domn ca voi așa, care a spus că are 40 de iubite. Spunând eu, zic, cred că nici tatăl tău nu are atât, iar mama lui a spus, nici nu visează atâtea. Deci, trebuie să analizăm puțin acest aspect. Tu câte iubite ai, Rareș? Nenumărate. Nenumărate. Deci ai mai multe iubite, uh-huh. Da? Da. Uh-huh. Sunt pe planuri cu altceva. Ce plan? Nu prea am multe iubite. 1, 2, 3 sau 4. Să zicem 4. Da. Maxim și mai renunț la 2, 3, vezi tu și da. Ai 4. Tu? Eu nu am. Tu ai, nu ai niciun iubit. Nu. Dar când vei avea mai mulți? În același timp, zic? Nu. Nu. E greu să ai mai mulți. E greu, dar ți-ai dori? Adică să ești astăzi cu unul, mâine te vezi cu celălalt, îți dă flori, se poartă frumos, te invită altul la restaurant și tot așa? S-ar plăcea să fie mai mulți care să... E cumva prietenii tăi, iubiții tăi? Nu știu. Nu știu încă. Bun. Dar Rareș, dacă tu ai fi iubit, tu ai avea o iubită, să presupunem, da? Și da. Ea, pe lângă tine, ar mai avea încă 3-4, cum zici tu. Uh-huh. Ți-ar conveni? Nu. Cum facem atunci cu moralitate? Cum facem? Ție nu ți-ar conveni să fii în locul lor, dar tu ai vrea să ai mai multe iubite. Sau da. Chiar ai. Cum e corect? E corect să mă despărțesc de altele și să rămân doar cu una. Așa. Deci așa e corect. Da, să aleg una dintre ele. Așa mm-hmm. simplu. Și după ce criterii ai alege-o? Adică zic, de una, nu trebuie să-i dai nume, uh-huh. dar trebuie să-mi spui care îți place cel mai mult și de ce. Nu prea știu, eu n-am prea mult, n-am spus prea multe cuvinte de iubita mea. Uite, e momentul. E momentul, pe bune. Da, nu da, că aici nu ne aude nimeni, suntem noi trei și vreau să știu mai multe despre iubita ta. Cum arată? E blondă, brunetă, roșcată, creață, păr întins? Bine, are un păr întins. Mm-hmm. Este... Cum ochii? Ochii, nu știu cum arată ochii. Sunt doi. În principiu, nu? Da, doi. Are doi. Dar nu știu culoarea. Mm-hmm. Atâta nu știu. Mm-hmm. Un singur nas? Păi nu, descrie-o tu, că eu nu știu cum să te întreb. Are o rochiță roz care o poartă mereu. Pe care, da. Și... Îi spun și numele? Dacă îți place de ea, de ce să nu îi spui? Ok, Anastasia. Anastasia, uh-huh. așa. Și cumva, ea poate o să fie fosta mea iubită, că e de aproape și de mine. Ia uzi, ție ți-ar conveni să ai un iubit care are mai multe iubite? Nu. No. Păi nu, normal. Etena, eu n-am. Dar de ce? La 4 iubite. De ce nu ți-ar trebui? Pentru că atunci ar putea să aleagă o altă fată. În locul tău. Da, asta ar fi... Asta nu e bine și ai rămâne tu singură.
Înțelegi? Înțeleg. Eu, logic, am doar o iubită în prezent. Restul m-am despărțit de el. La revedere, furaș. Care e rostul lui? De ce trebuie să avem neapărat un iubit sau o iubită lângă noi? Exact. De ce? Ne descurcăm și e singur. Zi. Nu ne descurcăm singur pentru că o fată pentru că ca să nască, o fată are nevoie și de un băiat. Păi se duce la un bărbat care se căsătorește cu ea și după aia o învață box. De asta spune și ea că de-aia nu e bine să fii singur. De ce mai e nevoie de un iubit? În afară de făcut copil, pentru ce mai e nevoie de un iubit lângă? La ce mai ajută? Nu prea. La nimic? Numai atât? Numai pentru asta? Vezi pentru ce suntem noi buni? Să le ajutăm să aibă un copil. În rest? Da. Dar nu te ajută, nu știu, la gospodărit? La să-ți ofere dragoste? Poate dragostea nu e importantă? La orice. Păi și dragostea? În primul rând. Atenția? Da. Aprecierea? Da. Dar aprecierea trebuie să vină doar de la băiat la fată? Da. Nu. Ia. Trebuie și de la fată la băiat. De ce? Pentru că trebuie să se iubească reciproc. Bravo. Frumos a spus. Da. Asta știu și eu, dar... De greu de pus în practică. De greu de pus în practică. De ce e așa de greu de pus în practică? Tu te porți frumos cu fetele? Cam da. Unele au fost supărate că m-am despărțit de ele. Dar de ce te-ai despărțit? Nu știu, celelalte erau cam mici. Mai micuțe de ani. Și asta e mai mare? Câți ani are? 20? Câți are? 6! Aproape mare. De mine. Mm-hmm. 7, 6... Mm-hmm. Eu am 7. Tu ai 7. Da. Se echilibrează cu mine. Dar se echilibrează și cu 6. Bun. Dacă să presupunem că v-ați întâlni peste 20 de ani, voi doi, întâmplător, cineva v-ar zice, știți că ați fost la Virgil la emisiune și v-ați întâlnit, nu știu ce. N-ar fi o idee bună să fiți împreună? Că aveți niște amintiri frumoase. Sincer... Ți-ar plăcea să fie iubita ta și să vă căsătoriți peste 20 de ani, nu acum? Mai vedem noi. Mai vedem. Și ți-ar plăcea? Fi? Nu știu. Acum nu știi, că depinde cum o fi, că poate peste 20 de ani... O să aibă părul blond, poate o să aibă... Da, îngălare, aproape blondie, șaten, așa. Poate te schimbi și... contează aspectul fizic foarte tare? Contează cum arată? Nu contează! Poate e un suflet bun. Contează și cum ești. Aha. Cum ești pe dinăuntru. Da, dar nu prea contează aspectul fizic. Cum arăți și chestii din astea. Nu contează? Nu, contează e cum ești la suflet. Bine, atunci, peste 20 de ani, dacă o să întâlnești o domnișoară care nu e... frumoșic așa să rupă pământul. Da, e un suflet bun. Ai vrea să fie soția ta? Să fie iubita ta mai întâi și după aia să... Da. Eu aș spune întâi să văd și cum sunt celelalte iubite ale mele și după aia să ajung la ea. Păi găsești una superbă, dar la caracter, dar superbă, frumoasă, foc, cum îți place ție, blondă, brunetă, nu contează, cu ochi frumoși. Îți vorbește frumos, nu știu, dar la caracter nu e neapărat în regulă și nu face de mâncare absolut deloc, nu face, totul faci tu. Pe care ai alege-o? Dar cealaltă îți gătește, te îngrijește, te respectă, nu știu ce, dar nu e cine știe ce. Pe aia o să o aleg, dar... Chiar dacă nu e, când o vezi nu-ți place. Da, dar contează cum e prinăuntru, nu cum e prin afară. Bine, tu ce ai alege? Frumusețea sau caracterul? Ca să caracterul. Și dacă nu e frumoșel deloc? E greu. Știu că e foarte greu, dar îmi place că ești onestă. Bravo!
Îmi place. E greu de ales. Ideal ar fi să aibă și ceva calități, nu? Da, asta ar fi planul cel mai mare. Și să ți se potrivească ție, de fapt, nu? Că tu simți imediat când îți place de cineva. Până la urmă, trebuie să ne placă nouă, nu? Exact. Exact. Și buf, dacă nu-ți place dintr-o dată, o iubită sau un iubit poate să dispară din viața ta și să... Și cumva se despărțește de tine. Mm-hmm. Și trebuie să-ți cauți o altă iubită. Da. Tu de-aia ți-ai făcut rezerve. Bun. Ești de acord. Bun. Monogamie sau poligamie? O singură iubită, un singur iubit sau mai multe sau mai multe? Mai multe. Unul singur. Balanța nu se echilibrează. Deci astăzi nu ne-am lămurit. Nu. Vă mulțumim. Ne mai gândim la acest subiect. Pentru o viață sustenabilă, respectă această regulă de bun simț. Alege să mergi pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori ai ocazia. Parte din stilul de viață responsabil este să nu consumi resurse naturale atunci când ai alternativă. Mersul pe jos nu e numai o formă de exercițiu fizic necesară pentru sănătatea ta personală, dar este un exercițiu de sustenabilitate necesar pentru sănătatea planetei. Pentru o viață sustenabilă, respectă această regulă de bun simț. Ca să nu pierdeți niciun episod din emisiune, nu uitați să vă abonați apăsând butonul subscribe și să puteți urmări fiecare episod fără probleme. Sunt Virgilianțu. Vă doresc o seară faină. Ciao! Data viitoare la Copiii Spun. Joci bine fotbal? Da, apăr destul de bine. A, deci ești ăla de te punem în poartă. Da, am înțeles. Aseară am fost atât de concentrat la ce făceam din piesele mele stricate, încât am transpirat tot. Și ai făcut și febră musculară, că am văzut că te mișcai mai mult de la Lego ăsta.